umplem două cutii de viermuși. Nea Marian face aprovizionarea. Două cutii de viermuși. Bă, dar ia vedem, lasă. Lasă la mine. De 10 lei o cutie pe care nici nu pot să o închid bine de câți viermuși sunt. Nu primesc nimic pentru reclamă, dar e foarte fain magazinul ăsta, e în București Noi, la Marian. Are nenea de toate. Momeală vie, cât cuprinde. Punem doi viermuși ca de obicei. Ce? Ceva creatură. Deci, cât e ceasul? E două. Deci, nu trebuie să fac cu ajutul meu. Da. Deci, la trei a plecat, nu? Da. Super. Eu zic să mergem la pădure. Bine. Direct. Mergem? Să nu-mi las lanseta. Să nu-mi las lanseta de spinning aici. Data trecută știi ce am uitat aici? Mulineta aia care mergea mai greu, cu care am pescuit eu toți anii ăștia. Eram convins că o să prindem. Prinde la pădure? Da. Foarte nasol că s-au... Adică se vede mare diferență față de data trecută. Că n-aveai loc deloc și acum ai culcată toată iarba aia acolo. Și n-are unde să fi dispărut atâtea cleni, pur și simplu. Da, o să fim plini de ciulini. Vrei să ne desc eu și să lăsăm și apoi să ne întoarcem? Să... Și aș lua un pic la spinning acum. Da, deci nu e de să punem. Mai avem de o nădire aici, în caz că nu merge. Vreau să găsesc ceva. La wobbler. Dacă nu, o să dau cu guma asta mică, gumă de 3 cm, pe un jig de 1,5 grame.
ar putea să fie ce trebuie. Întâi dăm la wobbler. Trebuie să ne apropiem super încet. Un viermi proaspeți. E treaba, treaba. De obicei așa și trage. De obicei așa și trage. Se duce la fund și... atât. Da, și după cânte cu păsările lor. Pare că chiar a venit. Și niște vermuși. Vezi vermuși? Da. Îți dai fără. Așa nu contează. Tind să mă uit mai mult la pluta ta, că arată mai bine. A fost fain, mă, a fost fain cât a fost. Acum. Mai avem vermuși și arunc pe toți? Nu știu, eu dau la... Păi ține, ăștia mai durează 3 săptămâni. Le dau și să mănânce. Să-i hrănesc. Ha? Ce le dai să mănânce? Brânză. Brânză să mănânce? Nu știu, dar știu că am pus odată bucăți de cașcavale. Oh my god. Și au găurit cașcavalul ăla și au trăit pe caniculă, adică a fost și a doua oară când am încercat, au murit toți. S-au împuțit și frăza. Cred că au zile și zile. Ai ceva de grup? Da. Corect grup? Yes. Grup e zin grup din ăla de coadă? Uite bă, că singurele gume pe care nu le am și aș vrea să le am, sunt niște gruburi albe. De-astea? Da. Small. E mic. Da, nu, aș vrea să fac ceva mai. Și eu. Aș vrea. Și n-am. Da. Ia să... dau și aici două ori, dacă tot am venit până aici și ne-am chinuit atât. Deja am agățat. Dar fac skipping chiar fain, am făcut chiar de vreo 3-4 ore așa. Wow. Cu astea și cu astea? Vreau să încerc sub și cu astea. Da, uite. Da. Cred că merge cam cu orice gumă, dar... la precizie asta e mai... s-a mai prost. Uite, vezi? Dar la alea, de știu că merge chiar ca lumea asta, nu te chinui, din, numai din greșeală le faci. Ce, ce ai zis? Ce tare mi se pare că se aude ceva în apă, când arumă mea lege. Se aude ceva în apă? Da, că... a, plâc? Da. Dacă nu-mi iese, nu mai e slab.
care. Poți să-mi exersezi skipping-ul dacă tot. Ia uite-o. A? Da. Ce zici de asta? Acolo, sub tufă. Ai auzit? S-a dus fix sub ăsta, așa, fain. A fost cea mai reușită. Deci nu-i pierdută ziua, am reușit să învăț skipping.